Romania. Ultima dată când am fost în vizită în România, I learned some few Romanian words. Am învățat câteva cuvinte în limba română. In Romania, am means I have. Am învățat că am în românește înseamnă că dețin ceva, sunt în proprietatea unui lucru. N-am means I don't have. N-am, cum o cheamă pe mine, înseamnă că n-am sens, da. I don't have. Și vreau să vă spun că așa cum mă cheamă, n-am. So when I finished the session, așa că la sfârșitul acestei conferințe, don't come to me, nu veniți să-mi cereți ceva și eu să vă spun cum mă cheamă, n-am. Because I don't have anything. N-am nimic la mine să vă dau. Hallelujah! Hallelujah! Korea has, I would like to speak about Korea. Vreau să spun câteva lucruri despre Corea. Korea has about 5,000 years history. Corea are o istorie de aproape 5,000 de ani ca și națiune. First, our country was a shamanist country. Țara noastră a fost o țară în care religia predominantă a fost religia șamanistă. People believed sun and moon, special trees. Oamenii care se închinau soarelui, lunii, copacilor. And after that, our country became Buddhist country. După aceea, țara noastră a ajuns majoritar budistă. And then our country became a Confucianist country. Și în cel din urmă, țara noastră a fost majoritar confucianistă. Of my father and my mother, they were first Buddhist. Părinții mei au fost budiști. So I remember when I was a small boy. Mi-aduc aminte de vremea copilăriei. They took me to the Buddha temple in the mountain. Că mă duceau părinții la templul lui Buddha de pe munte. You know the Buddha statues. Știți statuile acelea uriașe ale lui Buddha. And we put the rice in front of the statue. Acolo ne ducem cu porția de orez în fața statuii. And ask Buddha to bless us. Și apoi îi cerem lui Buddha ca să ne binecuvinteze. And change our life. Și să ne schimbe viața. But I remember he never changed. Dar mi-aduc aminte din copilăria mea că niciodată nu se întâmpla schimbare. And then my parents decided to become a Confucianist. Apoi părinții mei au schimbat budismul pe confucianism. And then in Confucianism, în confucianism, they worship the dead spirit. Ei se închină spiritelor și duhurilor morților. They believe that their spirit has a special power to bless. Ei cred că duhurile morților, ale strămoșilor lor, au o putere de a binecuvânta. Or curse us. Și au puterea de a blestema. Au puterea de a blestema. So the day of the dead person. Așa că ziua morții cuiva. The mom prepared a good meal. Mama pregătește o masă deosebită. Even though it was very poor. Chiar dacă familia respectivă e însărată în mine. Prepare a good meal. Adună toate resursele pe care are ca să facă o masă bună. And we worship their spirit. Și apoi toată familia se închină duhurilor morților. Only men and stand up and then worship and bow down. Bărbații sunt cei care stau în față și apoi se pleacă până la pământ. And my father said. Și tata obișnuia să spună. Be quiet. Faceți liniște. Their spirit are coming. Liniște, că acum duhurile strămoșilor vor veni. And they enjoy this meal. Și ei se vor bucura de masa care am pregătit. When they are happy. Și atunci când ei sunt fericiți. They will bless us. Știți că ne vor binecuvânta. So the whole year will be blessed. Așa că tot anul după masa aceea vom fi binecuvântați. But as a boy, I remember. Dar ca și băiat mi-aduc aminte. They never came. Că niciodată nu s-au enjoyed the meal. Niciodată nu s-au bucurat de masa care le-am dat-o. We enjoyed. Noi ne-am bucurat și am mâncat mai bine în ziua aia din an. This was the our country. Așa a fost țara noastră. Until 140 years ago. Până cam în urmă cu 140 de ani. Thanks God. Slavă Domnului. He did remember Korea. Că Dumnezeu și-a adus aminte de poporul corean. Our country was a shamanist country, Buddhist. Țara noastră a fost o țară șamanistă, apoi budistă, apoi confucianistă. We were poor. Eram săraci, lipiți pământului. And our situation was terrible. Și viața noastră era teribilă. And then when God sent a missionary from United States and from Europe, atunci când misionarii au început să vină din Statele Unite și din Europa, began to hurt
Am început să ascultăm. We hear that there is a God. Să auzim că există un Dumnezeu viu. But it was also not easy. Dar nu a fost ușor. Our king at the time. La vremea aceea împăratul din Imperiul Roman s-a gândit. Europeans are coming to occupy us. Europenii vin sub pretextul că aduc creștinismul, dar vin să ne contropească și apoi să ne ocupe. So as soon as the missionary, they arrive at the shore of our land. Imediat ce ajungeau pe țărmul țării noastre misionari, they didn't have a chance to shout that Jesus is the Lord. Nici apucau să spună Iisus Hristos e Domnul. But as soon as they arrive, cum ajungeau acolo? They were killed. Erau omorâți. And then, but European Church and American Church, they send on more missionaries. Și bisericile creștine din Europa și cele din America trimiteau și mai mulți misionari. And on the blood of this martyr. Și putem spune că pe sângele acestor martiri din istoria modernă. And Korean Church was born. S-a născut biserica creștină din Corea. Thanks God. Slavă Domnului. And that, but even though 140 years of short chiar dacă istoria creștinismului în Corea e atât de scurtă, de 140 de ani, it was also many difficult times. Au fost ani dificili pentru noi ca și creștini. 30-60 years of Japanese occupation. Din acești ani, între 60 de ani au fost sub ocupație japoneză. Before Second World War. Înaintea celui de-al doilea război mondial. Like Hitler occupied Europa. Așa cum Hitler și regimul lui a ocupat Europa, japonezii au ocupat casă. They did a terrible thing against us. Și au dezlănțuit prigoane cumplite împotriva credincioșilor creștini. After then 5 years of freedom. Apoi ne-am bucurat după războiul al doilea mondial de 5 ani de libertate. And North Korea. With the Soviet Union and China, Corea de Nord, Uniunea Sovietică și cu China au dezlănțuit războiul împotriva Coreei de Sud. Korean War broke out in 1950. În 1950 a izbucnit acest război. This war lasts for 3 years. Acest război a durat timp de 3 ani de zile. So Korean War and 1953. În 1953 s-a încheiat războiul corean. 1953, our culture was totally destroyed. În 1953, Corea de Sud, în urma războiului, a fost complet distrusă, devastată. I know that some Romanian think that Romania is poor, we are poor. Eu cred că mulți români gândesc cam așa. Românii sunt oameni săraci, România e o țară săracă. I understand. Înțeleg lucrul acesta. But we also as a Korean, we experience poverty of poverty. Că noi, ca și coreeni, după războiul cu Corea de Nord, am fost săracii pământului acestui loc. I was born after 6 years later. M-am născut la 6 ani după ce s-a încheiat războiul corean. I remember my childhood. Mi-aduc aminte de copilăria mea foarte bine. We didn't have enough food. N-aveam ce mânca. After school, we had to make a queue and wait to receive the dry meat from America. În fiecare zi după școală trebuia să stăm la o coadă lungă să privim lapte praf care venea din America. And then took this dry meat and go home and drink some water. Și apoi ne duceam acasă, amestecam laptele praf cu apă și beam. This was our situation. Asta a fost situația noastră. But spiritually, God bless our culture so much. Dar din punct de vedere spiritual, Dumnezeu a binecuvântat Corea de Sud incredibil. In Korea, South Korea at the moment. La acest moment în Corea de Sud. We have 50 million people. Avem o populație de 50 de milioane de locuitori. Statistically, they say that about 20-25% of people are Christians. Statisticile spun că sunt în jur de 25% din populația aceasta creștini. God bless us spiritually. Dumnezeu ne-a binecuvântat în acești ani. And also God bless us materially. Și Dumnezeu a binecuvântat Corea și din punct de vedere material, din punct de vedere al stilului de viață.